David Gavrilescu este student în anul 2 la Facultatea de Relații Internaționale din cadrul ASE București și sportiv la CSUAS. Actuala campioană a României la șah pe echipe. Aflat încă în perioada junioratului, David este deja dublu campion național de senior la șah rapid. La clasic, David Gavrilescu se află pe locul 4 în clasamentul celor mai buni șahiști din România și este un component de bază al echipei naționale, acolo unde este coleg chiar cu antrenorul său, marele maestru Constantin Lupulescu. David are în palmares victorii cu nume grele din șahul internațional. În urmă cu o lună, tânărul jucător român l-a învins în turneu oficial pe fostul campion mondial Vishyanand, iar la sfârșitul săptămânii trecute, David s-a clasat pe locul 2 în etapa de la Miercurea Ciuca circuitului Grand Prix România și a obținut cea de-a treia normă necesară pentru titlul de mare maestru internațional, cea mai mare categorie pe care o poate atinge un jucător de șah. Astfel, la 19 ani și 4 luni, David Gavrilescu devine cel mai tânăr mare maestru din România. Cu 22 de mari maestri, țara noastră se află pe locul 22 într-un clasament mondial, în care doar Rusia și Statele Unite se pot lăuda că au mai mult de 100 de mari maestri, dintr-un total de aproape 2000 cât se află în lume în acest moment.